Timișoara este fără doar și poate orașul florilor. O spun atât timișorenii cât și turiștii care vin aici în Parcul Justiției din Timișoara pentru a fotografia miile de lalele scaldate în soare. Cum vi se pare acest parc? Minunat, minunat, unic, unic. Veniți la Timișoara să vedeți, să vedeți o minune de parc. Ne bucurăm că au înflorit. Ce mai e, e unic. Mulțumim. Este într-adevăr Timișoara orașul florilor? Cu adevărat, cu adevărat. Așteptăm și trandafirii. Ce mai? Să veniți să vedeți. Minunat, minunat. Lalelele multicolore din Parcul Justiției din Timișoara îi atrag ca un magnet atât pe timișoreni cât și pe turiști. După ce rămân cu respirația tăiată de frumusețea florilor, aceștia scot neapărat telefonul pentru a imortaliza superbul spectacol al naturii. Minunate, super, foarte, foarte frumoase. Special am venit, că am văzut la televizor și pe telefon și am venit să le văd. Foarte frumos. Felicitări pentru aia care au organizat, pentru cu cine le-au pus. Frumos. Este într-adevăr Timișoara orașul florilor. Exact, exact, așa este. Așa, așa a fost întotdeauna și sperăm să fie așa și de acum înainte. Da. Foarte frumos, mă, ne place, venim aici tot timpul, fiecare zi, după grădii venim. Și ce vă place aici? Iată, au înflorit lalelele. Păi chiar pentru lalele venim. Să fim ca niște albinuțe printre, niște bonderei printre lalele. Este foarte plăcut și calm. Asta este. O oază de calm în centrul orașului. Adevăratul oraș al florilor. Timișoara, orașul florilor. Și noi, pensionarii, facem parte, suntem peisajul frumos al Timișoarei. Adică suntem și noi niște, să nu zic flori, niște floricele ofilite. Suntem în floarea vieții pensionării. Și ați venit să vă bucurați de acest peisaj? Bineînțeles! Noi, marțea și joia, întotdeauna ne bucurăm de frumusețile care ne le oferă Timișoara. Este frumoasă în orice anotimp Timișoara noastră. Și ar fi bine să rămână și să înflorească pe an ce trece. Angajații Horticultura au grijă de miile de flori din Parcul Justiției.